Uite-mi scrie Rodica Wolf, tot din asemenea organizare s-a murit degeaba la Revoluție și s-au dărâmat clădiri cu tunurile într-un oraș ca Sibiu. Avem mai mulți generali ca tălpași, generali inutili, cu pensii enorme și activitate nulă. Corect, ți-am spus de acel deputat PSD, Florentin Gust, care spune foarte clar că cel puțin doi miniștri musai să fie demiși. Și dacă Antonescu, pentru că el este, președ, el este candidatul la președinție cu cele mai multe șanse, vrea să ne dovedească faptul că nu-i doar un politician, ci este om de stat, ceea ce e total altceva, ieșea astăzi și zicea, mă băieți, eu, ca președinte al Partidului Național Liberal, îi retrag sprijinul tovarășului Stroie. Și atunci obliga pe ăștia de la PSD să retragă sprijinul și lui Dușa. Și atunci poate mai cădea și ăla de la sănătate care nu a răspuns la telefon că cine știe ce ședință au avut. L-a sunat toată lumea. Domnule, trebuie să dăm informații oamenii să uite la televizor să vadă ce și cum. Pe mă, la ora 12 noaptea, o da și ăștia un comunicat, că știi, spitalele din Cluj sunt pregătiți să-i să, -i, să, -i ia, să -i preia pe răniți. Băi, îi meritul medicilor din Cluj, nu al tău, al Ministrului Sănătății. Dar repede sunt pe Asta trebuia să facă Antonescu dacă vrea într-adevăr să demonstreze în ceasul al 18-lea că e om de stat. Dar nu ești om de stat, tovarășul Antonescu. Am tot sperat să te văd la televizor asta să spui, nu se poate, cineva trebuie să plătească pentru copila aia de 23 de ani. Că domnul Antonescu, copila aia a murit de frig cu lacrimile înghețate pe față. Pentru că mulți incompetenți se află în ministere. Dintre care unul, pe lege, pe acea ordonanță 1824 din 2004, unul dintre ei a demonstrat-o, este stroie, care trebuia să fie șeful celulei de criză din Ministerul de Interne. Și nu a fost. Uite-te în gândul, dacă nu mă crezi. Im main. Main înseamnă deschidere. Mother and father of the journalism. În <coughs> rest, ce trebuia să spună. Crin Antonescu, ce trebuia să spună toți politicienii din țara asta, o spune o tipă, care mie mi-e dragă, Angela Tocilă. Care scrie așa, îi iubesc pe țăranii din Apuseni care trăiesc 8 luni pe an în zăpezi, care își duc viața de sute de ani muncind, de care nu au să ceară nimic niciunui guvern. Oameni pentru care autoritățile nu există, decât în cazul în care au nevoie de o aprobare sau la plata impozitelor. Oameni care nu cerșesc, nu întind mâna după pâine, ci șocof și, și acum în cuptor. Pe acești oameni îi iubesc așa cum îi iubesc Ardealul, pentru tot ce este. Îi iubesc pe țăranii care s-au dus să caute răniții noaptea, nu pentru că ar fi vrut să apară la televizor, nu pentru că ar fi așteptat recompense, nu să-i buzunărească, ci pentru că semenilor au avut nevoie de ei, iar ei au sărit în ajutor așa cum fac întotdeauna și domnule Antonescu, și domnule Dobre, și cine ați mai fi acolo, Ponta Băsescu și tăți, autoritățile au fost surprinse ca de obicei și s-au dus să se culce. Cei trei țărani ardeleni, așa lenți, cum spune legenda că sunt, au dovedit că pot mai mult decât trei miniștri și un secretar de stat la un loc. Să nu le ridicați statui, să nu le dați medalii, că n-au nevoie de ele. În schimb, poate le trageți curent în cătune. Angela Tocila. Asta n-ai auzit de la politicienii noștri. Unul a venit să spună, păi mulțumesc omului ăla care o văzut la televizor tragedia, și-a pus repede picioarele în cizme, și-a luat șuba pe el, și-a plecat să caute ca să ajute. În timp ce generalii cu mii de stele, care nu au cucerit niciodată nimic și nu au avut nimic de apărat, o stat în birou să dea telefoane. Alo, ISO, cine e acolo? Prefectul, fă legătura, a fă, fă cu prefectul. Dă și o cafea, dăm și un trabuc, că am probleme. Mă doare capul de atâtea probleme. Da? Uite ce îmi spune Eugen Avramescu din Târgu Jiu. Unul dintre locali, nici de Argentina, a ajuns la locul accidentului la o oră după ce a văzut la televizor știrea. În timp ce echipele de salvare, coordonate de Nicolae Chiper, secretar de stat în MAI, nu au fost în stare să ajungă nici după 5 ore. Știi cine-i chiper ăla? O fost de-asta, în primăria de la București. Și ziceau aia de la... A cui a fost? Șoferul umănesc cu știtul sursă, sigură? Da, de fapt îl aducea pe ăla la emisiune. Da. Bun. De la Dan Mașca din Târgu Mureș. Care e un tip care chiar cunoaște sisteme medicale. Chiar are interpelări de 10 ori mai validate de realitățile moderne decât oricare ministru al sănătății de la noi. Și zice așa, Dan Mașca. Un exemplu este teleconferința de vineri cu ministrul sănătății și secretarul de stat pe servicii de urgență. Credeți că ambulanțele private și unitățile private au fost invitate să-și dea cu părerea și să vadă cum pot salva vieți? N-au fost chemați cei privați. Deși uite te că oamenii, ăia privații, nu instituțiile, i-au salvat pe ceilalți, pe salvatorii ceilalți. Uite din Madrid un mesaj. Chiuș de -a Petru Claudiu. Bine că politicienii își fac farmacie cu medicamente la preț redus și se plimbă în limuzine de milioane, iar oamenii de valoare României sunt trimiși să salveze oameni în sicrie zburătoare. Și vrei să citesc continuarea știrilor de astăzi? Vrei să citesc ce fac partidele? Dăm evenimentul zilei. Partidul Conservator încearcă să se folosească de imaginea unor nume la nivel internațional, Leșe, Bala, Spațaichin, și un regimentat în Partidul Conservator, fără știrea nici al Leșe, nici alu Balaș, nici alu lui Vineri, oamenii ăștia au primit de la ministrul de externe, Titus Corlățean, pașapoarte diplomatice ca ambasatori ai turismului, într-un proiect de promovare a turismului românesc, inițiat, într-adevăr, de ministrul Partidului Conservator, Maria Grapini. Însă, aici avem, sursa este evenimentul zilei, să o spunem, avem un document intern de luni al Partidului Conservator, pe care ăștia l-au dat membrilor din Partidul Conservator ca să-l zică în discursurile publice. Și ce zice aici? Cităm. Ne bucură faptul că trei dintre aceștia, Iolanda Balaș, Grigore Leșe și Ivan Pațaichin, sunt reprezentanții ai Partidului Conservator și împreună cu ei vom continua demersurile noastre de a promova corect imaginea. Bă, de când s-o intrat ție Leșe în Partidul Conservator? De când s a intrat Pațaichin? De când s a intrat Balaș. Iolanda Balas, toți au spus, Doamnă, nu avem nimic de a face cu politica, nu ne băgăm în politică, în indiferent ce politică. Și documentul intern, uite aici, Partidul Conservator, Secretariatul General, bă băieți, ziceți acolo când mereți pe la televiziunile alea locale sau pe la presa locală că uite-știa membrii de partid, că până să prindă ăștia cu scris o televiziune locală, că nu e așa, sodat. Ați bumbăcit lumea și o să zică lumea, bă, dacă au intrat ăștia în partid, trebuie să votăm cu ăștia. Ei bine, asta fac. Asta fac ăștia de la Partidul Conservator. lui Voiculescu, domn profesor. Domn profesor de ce? Poate de religie. Oare de ce religie? Poate ne spune domnul Gâdea. Și în timp ce ăștia fac șmecherii, să-ți arăt. Dascălii au bani împrumut pentru facturi. Reprezentanții casei de ajutor reciproc învățământ Constanța se așteaptă ca în această perioadă să crească numărul de cereri pentru împrumut. Este singura formulă cu care dascălii mai pot să-și plătească facturile la întreținere. Și vin politicienii să ne spună ce? Lasă-mă că nu-i bai dacă s-au prăbușit nu știu câți medici. Lasă că nu-i bai dacă au murit studenta aia. Las că nu-i bai de Iovan. Hai mă, să-i băgăm pește în partide. Înțelegi? Să vină. Bă, până nu aud un om, un politician, că vine să spună, eu, politicianul X, deputat acolo sau senator, vreau să recunosc că mi-e o rușine imensă că fac parte din clasa politică, nu o să cred pe nimeni. Și sper, eu tot sper că voi face emisiuni în stradă și nu le voi face singur. Cu trei oameni dacă le fac și tot le fac. Pentru că, bă, deja ăștia cred că au nebunit. Au înnebunit. Bună seara, numele meu este Renaldo Și doream să vă întreb dacă n-ar fi bine să facem și la Cluj un loc în care oamenii să-și poată lua rămas bun de la Ora Ion și Adrian Iovan. La București, Măruță i-a chemat pe cei de acolo la statuia viatorilor. Vă rog mult, dacă puteți să-mi răspundeți când timpul vă permite. Vă mulțumesc! Vă răspund acum. Eu cred că ar fi bine. Și ar fi bine ca să putem și să vorbim despre obrazul care le li lisește unora care ar fi trebuit să plătească pentru chestia asta. Promit să viu și eu cu o condiție. Pun o banii. Hai să facem un banner de asta. V-am pupat.